Stadionul Carpați din Brașov a fost gazda jocului amical care poate fi numit duelul promovatelor și asta pentru că ambele combatante și-au atins obiectivul la finele ultimei ediții de campionat. Corona Brașov, în echipament albastru, a urcat pentru întâia oară în eșalonul de elită al fotbalului românesc, în timp ce Fotbal Club Păpăuți, reprezentanta județului Covasna, a învins pe FC Râșnov în meciul de baraj și a promovat tot pentru prima dată în Liga a treia. Pentru echipa lui Nicolae Manea a fost al treilea joc de pregătire după confruntările cu Dinamo și Universitatea Cluj. Normal, ar fi trebuit să începem cu jocuri de-astea mai ușoare, cu divizia C, dar campionatul lor încep foarte târziu, prin septembrie, și n-am găsit. De-aia ce-am avut aici la pregătire, eu și Dinamo, U Cluj, ei astăzi, o săptămână viitoare vreau să mai fac două jocuri. Chiar dacă s-au reunit de puțin timp, oaspeții brașovenilor, cu antrenorul brașovean Marius Filip la timonă, au rezistat mai bine de 30 de minute, asta și datorită intervențiilor de efect ale portarului Harnagea. În minutul 31, Florin Stângă a trimis cu dreptul sub transversală și a deschis scorul, iar 3 minute mai târziu, Balint a dublat avantajul brașovenilor, care la pauză conduceau cu 2-0. Actul secund s-a derulat pe aceleași coordonate și a fost identic cu precedentul, cel puțin din punct de vedere al reușitelor la poarta covăsnenilor. Giubuș s-a aflat la finalizare după centrarea perfectă a lui Marcus și a făcut 3-0 în minutul 53. Cu 8 minute înainte de final, Ioan Coman scoate un penalti pe care Marius Pastor îl transformă și stabilește rezultatul final, Corona Brașov, FC Păpăuți, 4-0. Pot să spun că fiecare încearcă să-și facă treaba. Sunt mulțumit că avem soluții și că între ei există o întrecere, că sunt aproape dubluri pe posturi. Este un lucru benefic și bun, pentru că cei care fac ce trebuie vor juca. Și avem, eu știu, sunt fel de fel de situații într-un campionat, când se mai accidentează, eu știu, mai sunt suspendați, să avem cu cine să îi înlocuim. Se vede diferența clară de valoare și de pregătire. Noi am început pregătirea acum 3 zile. Am avut ceva jucători în probe pe care nu i-am cunoscut. Sunt foarte mulțumit de evoluția băieților mei de astăzi. Și cu siguranță, vorbind cu Neilie Luca, am înțeles că vor fi de acord să mai jucăm de acum înainte și sunt foarte bune jocurile pentru evoluția băieților mei din Liga 3. Eu, în primul rând, am bucurat că am avut șansa să jucăm un amical cu Corona Brașov. Că știți cum este, să joci cu Corona Brașov e un lucru mare. Și în prima repetiție zic că am stat bine pe teren, băieții au vrut să joace, era stresat că joacă și ea cu echipe din Liga 1, dar zic că a fost bine. În primul și primul rând s-a văzut că nu sunt pregătiți băieții, dacă o să fie pregătiți, eu zic că să nu cădem din Liga 3-a. Avem o, să nu cădem din Liga 3-a, dar eu zic că o să fie bine. Un prim test util așadar pentru performera județului Covasna, formație care așteaptă cu încredere și profesionalism prima participare în Liga a treia. Ca și program vă pot spune că pe data de 17 vom avea meciul oficial de Cupa României, după care pe data de 19 se va pleca într-un cantonament centralizat în Ungaria, în localitatea Gyula, unde și Naționala Ungariei face pregătire acolo. Am înțeles de la patronul nostru, Benedict Ciobi, că sunt condiții extraordinare de pregătire acolo și vom încerca și noi să abordăm campionatul așa cum trebuie. Așa vreau, să avem un antrenament în Ungaria. Încă nu suntem hotărâți chiar că mergem în Ungaria, dar antrenamentul o să fie, dacă în Ungaria, dacă nu în România, dar antrenamentul o să fie, o săptămână de antrenament o să fie la băieții. Am promis, țin de cuvânt. Dacă Brașovul are de acum două echipe în prima ligă, covăsnenii se pot lăuda și ei cu o situație oarecum asemănătoare. FC Păpăuți și FC Zagon, reprezentantele localităților cu aceeași primărie, vor evolua în aceeași serie din Liga a treia, motiv pentru care nu ne rămâne decât să așteptăm cu interes marele derby local.